Cu cât este mai mare minciuna, cu atât va fi mai ușor crezut. Acesta este motoul marilor mincinoși din lume, a oamenilor cu putere, a politicienilor care conduc lumea, celor care folosesc serviciile secrete, guvernele, politica, agenții guvernamentale, non-guvernamentale, armata, poliția, tot ce le stă în putere pentru a instaura starea de adevăr alternativ. Acești oameni sunt cei care stabilesc cursul istoriei și sunt aceiași oameni care scap nepedepsiți nici măcar de istorie. Despre ei vom vorbi astăzi. În istoria acestor minciuni uitate de multă vreme avem și minciuni care au fost inofensive, cum ar fi minciuna lui Bill Clinton că nu m-am culcat cu această femeie. Trebuie să ținem minte că Bill Clinton știa asta. Cu acea femeie. La fel și restul lumii. Problema nu era atât de mare că s-a sau nu s-a, problema era că am mințit. Și o vom lua cumva după gradul de gravitate. Minciuna lui Bill Clinton. În timp ce acesta era președinte în Statele Unite ale Americii, a avut o relație de ceva durată cu Monica Lewinsky. Bill Clinton avea 49 de ani la acea dată, Monica Lewinsky avea 22 de ani doar și a fost făcută imaginea femeilor ușuratice din toată lumea. El a scăpat destul de ușor, asta dacă exclus faptul că în 1998 a fost pus sub acuzare, dar a fost și achitat după ce a fost pus sub acuzare. Și problema mai mare pentru el cel puțin a fost în faptul că a mințit, după care a recunoscut că a mințit. Analiștii estimează că dacă nu ar fi fost acest incident, George W. Bush nu ar fi ajuns la guvernare și linia de evenimente care a dus la război și pierderi de vieți nu s-ar mai fi desfășurat. Mohammad Rajib Nazad merită un episod pe cont propriu, este ca o bucată de istorie ruptă din filme cu James Bond. El a fost implicat într-o relație cu un supermodel malaezian transformat în dealer de arme pentru o companie de arme franceză. Aceasta l-a sedus pe Najib Razak și a început să șantajeze guvernul malaezian prin acesta, printr-un contract de vânzare de submarine. Mai departe nu se știe singur dacă Najib Razak sau Rosman Mansor, soția lui Najib Razak, este cea care a ordonat răpirea, asasinarea și aruncarea în aer a corpului acesteia din greșeală în timp ce criminalii profesioniști încercau să-i ascundă rămășițele pentru a nu fi prinși. Au fost găsiți totuși vinovați doi soldați care au luat vina crimei asupra lor. Donald Trump va primi un episod despre minciunile sale în vremea în care a fost președinte, pentru că merită. El a spus, într-un cuvânt, dacă ar fi să unim totul, el a spus că a vrut să unească lumea, în final s-a dovedit faptul că a vrut doar să dezbinelul. În 2007, Bernie Madoff, un om de afaceri, a spus că în contextul legislativ din ziua de astăzi este efectiv imposibil să încalci legile economice. A spus asta în timp ce era implicat, era creierul din spatele unei dintre cele mai mari fraudări al sistemului economic și a oamenilor din lume. Erau în mijlocul unei scheme Ponzi, era o mișcare piramidală prin care luai bani de la investitori, banii aceia îi dădeai altor investitori pentru a alerta cât de mulți bani ai făcut investind banii lor, dar erau de fapt bani luați de la alți investitori. Investitorii ziceau, am făcut așa de mulți bani, așa de repede, știi ce? Mai ia o căruță de bani și investește mai departe. Căruța nouă de bani era dusă la investitorii de mai devreme, dată lor și îi ziceau de asemenea. Povestea poate să meargă bine, mersi mai departe, dacă nimeni nu-și cere banii înapoi. Un an mai târziu, în 2008, oamenii și-au cerut banii înapoi și s-a descoperit că el a înșelat aproape 5.000 de clienți de 18 miliarde de dolari, dintre care până ziua de astăzi au reușit să fie recuperați doar 11 miliarde de dolari și el a primit o sentință de 150 de ani de pușcărie, deci pe viață. Printre investitorii pogubiți se aflau Steven Spielberg, Jaja Gabor, Elie Wiesel și chiar Sandy Koufax. Dar Steven Spielberg sună cel mai interesant. Minciuna lui George W. Bush a fost: fără îndoială, Saddam Hussein are arme de distrugere în masă, are arme nucleare. Minciuna pe care, după evenimentele de la 11 septembrie, s-a început invazia în Afganistan, pentru că Saddam Hussein, conform minciunii, lucra cu Al-Qaeda și aveau importat uraniu pe care urmau să-l folosească pentru a face arme nucleare. Asta în ciuda faptului că nu existau dovezi. Majoritatea serviciilor secrete au spus că nu există nicio dovadă a armelor nucleare. Au avut un singur informator care a fost rapid discreditat pentru că a venit cu documente falsificate pentru a vorbi despre arme nucleare. Din nefericire, până s-a descoperit acest lucru, a venit anul 2002, roții erau o mișcare, George W. Bush pusese țara înspre un război, Saddam Hussein era diavolul cu 10 c***e. Oh, oh my god.
Saddam Hussein era diavol cu 10 coarne care producea arme de distrugere în masă. În 2003 a început războiul, nu este foarte clar nici în ziua de astăzi ce procent din toată lumea știa că războiul pornit împotriva Irakului era pe o bază mincinoasă, dar războiul a dus la pierderi de mii de vieți umane pe partea americanilor, zeci de mii dacă nu mai multe pe partea Afganistan, Irak, Iran, toată zona, aproape 3 trilioane de dolari americani cheltuiți. Generalul care a susținut războiul, Colin Powell, în 2003, vorbind și apărându-l pe George W. Bush și invazia, a ajuns mai târziu să regrete public cuvintele pe care le-a spus. În ziua de astăzi încă suportăm consecințele războiului. An de zile, industria tabacului a spus că tutunul îți face bine la gât. S-a demonstrat că nu este adevărat. Au spus, la urmă, tutunul nu creează dependență mai mare decât milca, laptele, ceaiul, cafeaua. Lumea n-ar fi trebuit să creadă asta. Centrul pentru Controlul Bolilor a descoperit că în America doar mor aproximativ 500.000 de oameni anual din cauza tabacului. În lume mor undeva la 2 milioane de oameni, dacă nu mai mult, pentru că cifrele nu sunt calculate egal peste tot, din cauza tabacului. Și din 1998, după ce au pierdut în instanță în fața guvernului cazul dependenței de tabac, companiile producătoare de tabac plătesc 205 miliarde de dolari eșalonat pe perioadă de 25 de ani. Asta doar în America. Pe 21 octombrie 1967, Lyndon B. Johnson, președintele american în care l-a înlocuit pe John F. Kennedy, mai fericit decât ar fi trebuit să fie, i-a asigurat pe oameni că nu urmează oameni buni să ne trimitem noi tinerii, floarea, cei mai buni de la noi din țară. Pe front în Vietnam, cum să facem așa ceva, oameni buni? Alegeți-mă și fiți siguri că măcelul pornit de Kennedy n-o să se conducă cu mine. Desigur că nu doar că s-a condus cu el și știa că minte, s-a condus și cu următorul după el. Doar câteva luni mai târziu, în martie, a început să trimită camioane de trupuri tinere de americani în războiul din Vietnam. Câte? Zeci de mii pe tură. Lucrul mai dureros este faptul că toată lumea, toți angajații guvernamentali, inclusiv președintele, știa că războiul este imposibil de câștigat. După ce Johnson a părăsit președinția, Nixon l-a urmat, trimițând mai departe, cu buna știință a inevitabilului, oameni să moară. Ba mai mult de atât, s-a extins și în Cambodgia, în secret. Iar când în 1971 au apărut documentele Pentagon, făcute de un analist care a arătat lumii faptul că nu trebuia să meargă nimeni în război pentru că nu puteau să câștige acel război, nimeni nu a vrut să-și asume responsabilitatea pentru minciuna și pierderea de vieți umane. Opinia publică nu a putut să fie recâștigată niciodată de atunci până astăzi și lipsa de încredere în guvern, mai ales că a dus la pierderea a 60.000 de vieți de tineri americani. Iar președintele Lyndon B. Johnson a reușit să-și țină ascunse minciunile cu privire la războiul din Vietnam, până când un analist militar a trimis ziarului New York Times în 1971 documentele. Pentagon Papers era un departament ultra secret al Departamentului de Apărare care documenta implicarea Americii în războiul din Vietnam între 1945 și 1967. Lyndon Johnson a fost doar unul dintre președinții implicați. L-am avut pe Harry S. Truman, David D. Eisenhower, John F. Kennedy și Nixon după el, toți mințind America cu privire la implicarea în războiul din Vietnam. Documentele au arătat că Truman a ajutat forțele franceze într-un război împotriva Vietnamului și că Johnson a început războiul cu un an înaintea publicării intrării Americii în război. Dar tot nu e cea mai tare minciuna lui Lyndon Johnson. În timpul campaniei sale electorale, el a venit cu postere în care fetițe, copii, țineau flori în mână și în fundal se afla o ciupercă nucleară. Mesajul acestuia fiind că dacă votezi pentru opoziția mea, Barry Goldwater, îți vei arunca copii în aer. A retras rapid reclama de pe piață, pentru că n-a fost voie, dar mesajul a fost auzit de oameni și a tras alegerile în direcția sa. În anii 30 și în 1930, Iosif Stalin, vă recomand episodul despre Stalin și despre Kennedy, vi recomand, am și despre un episod, a vrut să convingă lumea că Ucraina nu moare de foame și a vrut să pună întreaga populație a Ucrainei în comune, în cooperative, în ferme deținute de stat. În urma acestui proces a lăsat să moară de foame undeva la 2 milioane de oameni normali din Ucraina, lucru dureros pe treaba lui. Stalin a fost un om rău. Dar Walter Duranty, jurnalist american care a fost trimis să acopere subiectul, putea să salveze oamenii aceia, putea să scrie despre crimele groaznice care au loc în Ucraina. În schimb, el a prezentat țara ca un simbol al succesului și a aplaudat modelul sovietic. A primit chiar un Pulitzer pentru treaba asta și subiectul Rusiei staliniste în general. De asemenea, a justificat gulagul lui Stalin
spunând că este un pas necesar pentru modernizarea țării și că poporul rus va ieși mai bun după gulag. Lumea nu a știut că se moare de foame în Ucraina, cel puțin nu atât de bine, guvernele și-au avut de viața lor mai departe, nimeni nu a fost alarmat și milioane de oameni au murit. Holocaustul de asemenea se datorează în mare parte unei singuri minciuni din 1919, când generalul Paul von Hindenburg i-a spus poporului german motivul pentru care s-a pierdut primul război mondial. Motivul a fost oamenii din țară care erau cârcotași împotriva guvernului, cei care au dus la căderea monarhiei Kaiserului. Germania, dacă ar fi trebuit să se lupte doar pe câmpul de luptă cu onoare, ar fi câștigat, dar acești cârcotași au înjunghiat țara din spate, instaurând mai departe chiar o republică. În realitate, armata germană a luptat cu onoare pe câmpul de luptă, a aruncat toate resursele pe care le-a avut în război, dar a pierdut. N-a mai avut mâncare, fier, materie primă, oameni, a rămas fără resurse. Și revoluția nu a fost pornită de oameni civili, de cârcotași, ci de membrii ai guvernului și armatei. Din nefericire, opinia publică a fost schimbată, oamenii au auzit minciuna, gălăgioșii trebuiau să fie reduși la liniște, astfel Germania va putea să-și reocupe poziția glorioasă fruntașă în lume. Rezultatul acestei minciuni stă în alimentarea partidului nazar. Pe 9 august 1974, sub riscul de a fi pus sub acuzare, președintele Richard Nixon, deși cu luni înainte spusese "I am not a crook, nu sunt un criminal de rând, bă, oameni buni, voi nu mă credeți, eu nu mint!" A demisionat, lipsit de rușine, după ce s-a dovedit foarte clar că el înșelase, mințise și furase de la poporul american. A descoperit bani de mită, microfoane secrete, șantajuri, în ceea ce este numit astăzi scandalul Watergate. Charles Ponzi a fost un imigrant din 1919 care a venit cu schema piramidală numită astăzi Ponzi. Am explicat-o mai devreme, împrumuți bani de la un om, împrumuți bani de la alt, omul îi spui că îi dai înapoi cu dobândă, te duci la cel de la care ai împrumutat banii inițial, îi dai banii cu dobândă înapoi destul de rapid, acesta îți dă și mai mulți bani pe care iei și duci la al doilea om, toată lumea îți dă mai mulți bani și așa reușești, cum a făcut Charles Ponzi, să ai venituri de până la 250.000 de dolari pe zi, în banii de astăzi undeva la 3 milioane de euro. Din nefericire, mișcarea nu i-a mers nici lui mult, doar vreun an până în august 2020, când s-a descoperit și a fost acuzat de 86 de infracțiuni prin poștă prin care cerea bani. Criza rachetelor cubaneze, și nu mă refer la ci mă refer la efectiv rachete. Sub Nikita Hrușcev s-a considerat interesant că ca doar la vreo 150 de km distanță de terenul Statelor Unite ale Americii, Hrușcev să trimită sub acoperire rachete. Uniunea Sovietică de pe vremea aceea a asigurat Statele Unite ale Americii că trimite doar echipament defensiv, dar pe 14 octombrie 1962 a devenit evident, după ce au fost urmăriți cu o cameră spion de sigur, că echipamentul acela strecurat în Cuba nu era de apărare, era de atac. Președintele John F. Kennedy a spus poporul american că în Cuba rușii au reușit să ducă echipament care poate să care focoase nucleare la vreo 150 de km distanță. Ca răspuns, rușii au încercat să acopere rachetele cu folii de plastic, vopsea și chiar noroi, dar nu le-a mers. Hrușcev a recunoscut și a cerut scuze și a trimis armamentul înapoi în Rusia. Kennedy a cerut să-l dezasambleze, dar Hrușcev a zis că îl păstrează. Iar la final avem dezastrul de la Cernobâl. Vă recomand episodul pe care l-am făcut deja despre dezastrul de la Cernobâl. Vă recomand serialul de pe HBO Cernobâl. Pe 26 aprilie 1986 a avut loc dezastrul de la Cernobâl. Unul dintre reactoare, numărul 4 dacă mi-aduc bine, a avut un accident prevenibil și de care știau cei care au făcut reactor, dar n-au spus nimănui pentru că Rusia este cea mai tare. Explozia care a urmat a fost echivalentul a 400 bombe de la Hiroshima. În mod normal, trebuiau să-și dea seama imediat ce s-a întâmplat și să evacueze pe toată lumea, însă nu au făcut asta. Au lăsat milioane de oameni să fie expuși la radiații mortale. Până în ziua de astăzi se estimează că 400.000 de oameni au fost afectați și poate până la final 2 milioane, final, în următorii 50 de ani, 2 milioane de oameni vor fi afectați de efectele radiației. Dacă nu s-ar fi oprit lucrurile când s-a oprit, toată Europa până în America ar fi ajuns fumul radioactiv și efectul ar fi fost mult mai grav, dar ar fi putut să fie și mai mic dacă nu făceau următoarele lucruri. Au așteptat o zi întreagă după explozie până să evacueze oamenii din zonă. Oamenii se uitau la focul frumos fără să-și dea seama că urmează să moară din cauza focului. Au ținut mai departe, nu doar de Rusia, ci de întreaga lume, magnitudinea exploziei ascunsă lui Mihail Gorbaciov. I-a luat 18 zile până să recunoască, oameni buni,
avea o problemă mare care poate să pună în primejdie viața întregii Europe și întregii lumi. Și aceasta nu este o practică normală. Accidentul din Japonia care a avut loc acum câțiva ani nu a dus la moartea nimănui. Bine, au murit câțiva bătrânei în timp ce se evacua orașul și au murit accidental, în grabă, dar nu direct din cauza centralei nucleare. În continuare, centralele nucleare sunt mai curate și mai bune decât pe cărbune. Bine, nu prea știm ce să facem cu rezidul, dar cine știe, vom face cândva vreun combustibil minune din rezidu sau îl vom trimite pe vreo planetă pentru a crea dinozauri din nou. Nu vom ști niciodată. Spuneți în secțiunea de comentarii care este cea mai tare minciună pe care ați auzit-o voi la știri în România. Preferata mea este în mijlocul emisiunii, ne întoarcem imediat, dar urmează 25 de minute de reclame. Senzațional, în exclusivitate, așteptați un pic, ceea ce urmează să vă spunem vă va spulbera urechile. Mesaj de genul, sunt minciuni dureroase, care ne desensibilizează cu privire la gravitatea unei minciuni. Pe vremuri, dacă mințeai, o pățeai. Acum, nu mai așa de grav. Le mulțumesc patronilor, le mulțumesc celor care sunt membri pe canal, celor care au YouTube Premium și celor care se uită la reclame. Vă rămân dator, încerc să-mi plătesc datoria, postând des pentru toată lumea. Nu uitați de și like și abonare, cu butonul de notificare, părerele voastre în secțiunea de comentarii. Eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, nu mințiți. Atenție, cad mereu.